Scene de neimaginat în plină pandemie în Alexandria. Zeci de oameni s-au înghesuit într-un magazin pentru a prinde reducerile oferite de un supermarket. când este vorba de reduceri, regulile distanțarea socială și pericolul de infectare dispar ca prin minune. S-a văzut într-un supermarket din Alexandria, unde oamenii s-au înghesuit cu zecile după ce au fost anunțate reduceri mari la carne. Oamenii au stat unii în alții, fără nicio distanțare socială, fără măști, doar, doar ori prinde vreun chilipir, mai ales acum înainte de sărbători. Așa că în momentul în care ușile magazinului s-au deschis, clienții au dat năvală fără ca măcar vreun angajat al magazinului să le spună ceva. E adevărat că nici nu prea aveau ce să mai facă în fața valului de oameni. Iar după ce s-au îmbulzit unii peste alții, să ia cât mai multe produse la reducere, s-au îmbulzit și la cozi la case. Zeci de minute magazinul a fost arhiplin și toată lumea a fost mulțumită. Magazinul ca a scăpat de marfă, iar oamenii că și-au umplut frigiderul. Nu mai contează că Alexandria a trecut de o rată de incidență de 3 la 1000 de locuitori, iar regulile ar trebui respectate cu sfințenie, ca și dragostea la noi și sănătatea trece tot prin stomac.